Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a început anul 2020 cu o amplă acțiune de informare organizată marți, 7 ianuarie, în 9 localități din județ, dar și în 2 dintre unitățile subordonate celui mai mare angajator din Gorj, care ocupă un nedorit prim loc în privința accidentelor de muncă înregistrate în ultimii ani. Cele două unități vizitate de inspectorii ITM Gorj au fost carierele Jilț Nord și Jilț Sud, ce se află în subordinea complexului energetic Oltenia. Anul trecut, CEO a raportat ITM Gorj numai puțin de 53 de accidente de muncă în cadrul tuturor unităților din subordinea sa. 22 de persoane din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj, printre care toți inspectorii de muncă care activează în serviciul control muncă nedeclarată și compartimentul securitate și sănătate în muncă, au împărțit la angajatori și angajați din municipiile Târgu Jiu și Motru, orașele Bumbești, Jiu, Țiclen, Novaș, Târgu Cărbunești, Rovinar, Turceni și Comuna Mătăsari 680 de pliante cu principalele reglementări legislative în cele două domenii de activitate. De asemenea, angajații instituției care au participat la acțiunea derulată pe parcursul întregii zile au răspuns la întrebările venite din partea celor cu care au interacționat. Doi inspectori de muncă cu atribuții de control în privința securității și sănătății în muncă au discutat timp de câteva ore atât cu administrația cât și cu angajații din frontul de lucru din două subunități ale celui mai mare producător energetic din județul Gorj despre importanța respectării cu strictețe a normelor din domeniu pentru evitarea accidentelor de muncă. Principala menire a unui inspectorat teritorial de muncă este supravegherea respectării legalității în relațiile de muncă dintre angajat și angajator și asigurarea unui climat de siguranță a procesului de muncă. Acțiuni de prevenție ca și cea desfășurată pe data de 7 ianuarie 2020 sunt necesare pentru a le reaminti celor două părți semnatare ale unui contract individual de muncă că au atât obligații cât și drepturi ce trebuie respectate, instituția intervenind prin sancționare doar în cazul în care prevederile legislației muncii nu sunt aplicate. Pe parcursul anului 2020 vom mai organiza astfel de sesiuni de informare la nivelul întregului județ, a declarat George Romanescu, inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj.